biserică cu să n-am văzut-o. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Intrăm, umblăm, era cam întuneric. Dăm acolo, dar când să ieșim, ne întâmpinăm un prelat, mititel, rubicon, așa. Ce doriți? Ce vreți dumneavoastră? Credea că nu știu ce. Poate spovedanie sau știu și eu ceva. Noi dădeam să ieșim. Dar rubicondul către Suculescu. Păi voi nu contribuiți cu nimic aici? Acum ați înțeles de unde am luat eu aia 10 lei final? De la rubicondul ăsta. Păi nu contribuiți? Deci credința se poate, de asta v-am spus, că nu e, nu întrupează numai preotul, și știi? El poate sau nu s-o întrupeze, după cum e mai e. Mă rog, sunt și ei foarte diferiți, dar oamenii sunt și ei oameni. Însă toată mutația care nu ține de noi, poate ține de educația noastră, de bunicii noștri, că bunicii nu te lasă să întorc și mormânt dacă știu că faci parte. Vor neapărat, lasă tu, crede că nu să vezi că e de bine. E de bine. Deci aproape ereditară. Credința este ereditară. Aproape, aproape, nu chiar genetică, pentru că și aici cere nivel, și aici cere personalitate dezvoltată. Însă convingerea asta ne ajută în situații iaspersiene, în situații limite. Nu acum ne ajută. Acum bine că a deschis Petrică. La revedere, un capitol s-a lămurit. Însă dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva grav, să vedeți ce importanță are credința voastră. Asta a spus-o Iaspers. Că toți oamenii descoperă pe Dumnezeu în situații limite. Cât o duc bine și la mijloc, există, nu există o vedere. Credință. Deci când ești pus la zi, are, se poate omologa cu primul vers din NIF, care spune că să-ți ții capul, noi o să spunem, să-ți ții credința, când toți din jurul tău și-au pierdut-o, deci un fel de socialism real, și te acuză pe tine. Asta știm de la inconștient. Tindem să nu suportăm angoasele noastre și le proiectăm. Ne dăm pe altul, din vina ta. Ți-am spus să, ți-am mai spus, nu știu ce. Deci aici intră credința. S-o dovedești în medii limite și în medii în care n-au credință. Nu se vede forța ta. Și ea, credința, înseamnă spre binele și finalul nostru o parte din întreg. Românul spune foarte bine pe doine, pe astea, că e o frunzuliță pe apă. Așa e? Spune frunzuliță pe apă. Deci nu spune, sunt Napoleon. Sunt o... Această treabă duce la credință. Și lucrul ăsta trebuie să-l spuneți și în psihoterapie. Deci nu visați, cum s-a întâmplat cu Naia Ionescu,
Există diferențiate, însă fiind parte din tot ce nu se vede, nici asta nu-l vedem, și deci plecăm fără să, de fapt, să ne vedem sufletul și, bineînțeles, nu pretindem nici de la Dumnezeu să ni se arăte nou. Asta e chiar semn de o vinovenie. Câte una plânge, nu mai iese de pe acolo, că ea să îi se arăte. Ce să îi se arăte? Atracțiile nu se arăte. Dar se manifestă. Bineînțeles, se manifestă. Uite, acum au apărut toate floricelele și astea. Mintea voastră socialistă nu duce. Ar trebui să ducă de la Zambilă la Sfânta Cutare. De la aia, nu duce, nu duce. Și zice, ce frumoasă e Zambilă asta. O să treacă, dar o să apară nu știu ce. De unde să vede asta, am vrut să spun. Că nu aveți coerența perfectă nici a părților astea așa pe care vă spun, și nici a valorilor. Dar valorile pentru psihoterapie și liniștire sunt valorile care voi, psihologii, încercați să le transferați la acești oameni, da? Înțelegeți că nu numai noi pretindem asta. În primul rând, toate religiile pretind. Deci e bine că a venit la Agapia, e bine că a venit la noi, că se va liniști. Noi să liniștim așa, într-un fel, ca mecanicii auto. Adică luăm cele 7 părți, încercăm să le îmbucăm într-un trec. Tretezând de pe aici, punând colea, făcând câte ceva. Apropo de asta, ieri, în peregrinajul ăla de ieri, am plecat și cu amarul ăsta, că să știi că nu mi-a trecut pe în cap de niciunul din aia care i-am văzut. O să-i văd bine vreodată. Nu știu, mi-am dat așa o impresie teribilă, dezagregarea așa de mare, ei fixați în, de ani de zile, niște chestii. Dom'le, ce faci cu ăsta? Ce psihoterapie să faci? Dacă vreți să nu ne mai primească niciodată la voi, la... să le spuneți ce vă spun eu acum. Că eu o să mai mă duc la voi, la... când bolnavii aia de acolo vor lucra grădina, vor vinde roșiile, castraveții și caițărări, și să-i văd și eu cu... că le dă bani la aia. Le dă un pachet de țigări. Pe internare, pe internare. Ați înțeles? Ca să vedeți deci ce insuficient suntem. Și mergem pe automatismul statal. Absolut toată lumea acum știe că e de 4 milioane, e de 7 milioane, e de 14 milioane, nu știu ce. Așa judecă toată lumea. Dar voi, voi cu psihoterapia, nu vă lăsați amăgiți de discursul ăsta. Și facem, aici jucăm ping-pong, aici facem. Jucăm și ping-pong. După ce venim de la grădină. Deci i-au spus un cuvânt foarte mare, care o să-mi închei discursul. Scopul final și toată lauda psihoterapiei îi scade foarte mult valoarea dacă n-a ajunge să-l socializeze, nu în sensul că se vorbesc la telefon cu el, ci realmente să le bage în cap că sunt valori, că mai pot munci, nu o să mai muncească cum am muncit, însă pentru ei pot să muncească, să sape la o floare, să facă ceva. Eu nu văd asta nicăieri. Nu văd și parcă merg pe-n tunel. Am fost la
seara chiar înnebunești. Trebuie să ai ce să faci. Tu acasă le sucești, le îmbrutești, le... Doamne, ceva faci. Să mai dărâmă cărțile pe tine. Trebuie să le pui la noastră. Ai activitate. Ăștia în spitale nu gândesc așa. Ce să mai spun de căminul de el? Unde am plecat așa, parcă mi-a căzut plumbul pe cap. Ceva îngrozitor. Deși camerele super. Aerate, pătuțuri. Nu ai văzut pe în spital? Erau așa ca niște lăzi, așa, nu? Dar e absolută nulitate. Deci eu nu pledez și nu vă învăț numai cu ce crede psihiatru, că eu l-am liniștit. Nu, l-am liniștit dacă vrei să zici că asta e o valoare, e maximum până la jumătate. Nu, n-ai făcut ce trebuie. N-ai făcut ce trebuie. Atunci, noi nu mergem cu personalitatea și realizările. Asta cu Academia, vă spun doar așa, aproape umoristic. Nu, noi mergem cu ai noștri, care îi vedeți, fiecare spital și fiecare și... Și care sunt dincolo, chiar de suferință. Suferința e a părinților și acasă. Ei nu o să știe niciodată câtă suferință, fără să vrea, au provocat. Pentru asta, Domnului, voi trebuie să vă faceți grădină. Piubil, te rog să văd ce copăce știi să pui, ce... Asta, dacă tu l-ai pus, nu știi, abad n-ai. Vrei să faci psihoterapie ergonomică și de-asta să... Nu știi meserii, nu știi nu știi să faci bani. Nu știi să faci bani. Atunci tu ești anormal. De ce? Pentru că normalul este acea persoană care poate să plătească ANAF. ANAF cu tine. Dacă omul e cu pensia și cu asta, și șmecherel de asta, nu ești normal. Așa că învățăm să faceți bani. Da? Din punctul ăsta de vedere, văd că e o discuție destul de deschisă și ascuțită. Cineva vine la noi și ne ajută și zice, domnul doctor m-a numit consiliere la biserică. Da, e foarte frumos. La ce? La lumânări? La ce de-a? A, nu, nu, că acolo e dată, slujba, jobul. Steve Jobs e dat acolo. Dar sunt consilier. Și ce faci? Zice, eu strâng fonduri. Da. Cum strângi tu fonduri? Și că la catolic, mi se pare, vine cu un săculeț, așa, cu o țoșcă. Dar la noi nu e. Nu știam de treaba asta. Nu. Nina, așa o cheamă pe doamna asta. Foarte simpatică. Moldoveancă. Sută în sută. Zice, eu îi mobilizez pe toți și părintele să-mi spună sumă. Părintele spune sumă. Că tu l-ai 50 de milioane. Ea l-ai 30 de milioane și toate milioanele astea. Nina Reis Fons. Ce m-am gândit eu atunci? De ce m-am gândit? De-aia am eu capul mărță, stau așa. De ce psihoterapie facem noi?
care se arate că a produs cealaltă o mașină, cealaltă o casă, cealaltă. Atunci psihoterapia noastră rămâne o vigerație. Deci, psihoterapia, am spus prima dată că ajunge la ierarhia valorilor, foarte bine, alege, deci are discernământ, alege ierarhia cea mai bună, strânge fonduri, cum strânge asta la biserică, și cu comunitatea respectivă, dacă strânge strada mea de fonduri, eu stau de vreo 20 de ani cu terenul la Viran, unde aruncă lumea cu noi. Dar dacă strângea, dacă eu l-aștept Evanghelie, de-astea care știu că nu le fură țiganii sau așa ceva. Fură tot. Ce? Roșia ai spus? Fură tot. Nu știu ce spune. O să fure tot. Ce? Salată fură? Se poate vinde, deci da. Nu, o să scriu eu o etichetă vitamina C. Și nu mai... Dacă o luați așa, vezi că e intrarea de la bel. Slava cerească, slava cerească. Nu trebuie, eu aș, nu contează, că noi ne-am dus, dar ne-am dus în educația asta nu suficientă a activității oamenilor adică. Să știți că terenul în România este foarte bun. Ajungeam în gara, pe dreapta, pe stânga, niște parcele, unele cât masa asta. Erau zeci sute mii de parcele, fiecare avea o parcelă și nu știu ce tot făcea acolo. Asta este o treabă de mentalitate, este altceva. La noi stau, ce-am spus, stau cu gunoaiele, eu tot aștept să fac o mega imagine, ceva, aia. Trebuie, o să ajungă generațiile care vin, poate să fie mai active, să-și dea seama că nu putem altfel ieși din nemolul ăsta psihopatologic.
aici, a doua listă, să le băgăm în cele 7 componente. Înțelegeți ce spun? Așa trebuie să facem. Și atunci, în momentul în care vezi bolnav, și ăla spune azi, din voi la mâine, nu știu ce, da? La care ea comentau de acolo, păi, domn profesor, ăsta spune adevăr. Ce dacă spui un cuvânt exact? Depinde ce idee ai despre. Da? Deci noi avem 60.000 de noțiuni, dar contează ce idee. Ori ăla se vedea că e un bolnav și voi ați simțit. Cum l-ați văzut de la început. Și v-ați bucurat. V-am venit degeaba aici. Ăla se parcă de... Și spunea, da, voi la fără îndoială și formula aia de pe la Timișoara, poate, că asta trebuia să observați voi, că folosește un șablon care se folosea în anii 90. Deci este limpede că el e de pe atunci bolnav. Că s-a intoxicat cu șablonul ăla. El folosea într-un stil personal, ceea ce nu era adevărat. Asta era chiar amuzament, dar delir, pentru că a spune azi aici, mâine în toată țara, adică cum? Voi la toată țara? El spune asta, asta era adevăr. Cineva afirmă ceva, n-ai imediat critica să respingi. Dar dacă gândești e corect, nu-i corect, asta se dovedește a nu fi corect. Las la o parte dezinhibiția lui. Adică lipsa de rușine. Nu? Ca să nu-i zic tupeu. Ei toți știa, probabil, tot spitalul că a venit. Este clar și atunci că trebuia o demonstrație. Ceea ce s-a și întâmplat. Și el voinit ca un taurul primării. Și ce dacă somatic ești taurul primării? Asta e. Deci o mașină prost condusă, nu? Voi credeți că conducea bine? Nu conducea bine, nu. Nu. S-ar putea însă să exagereze, să simuleze, fiți atenți, să exagereze. Pe lângă că e bolnav. Și bolnavii pot exagera. Cum se cheamă fenomen? Și dați aici 10 lei. Să vă spun. Cupid? Nimic. Nimic? Nu că asta nu am spus-o. Acum o spun. Și sper să o încrustăm așa. Se cheamă... Cum se cheamă? Se cheamă supra-simulare. Deci dacă ești normal și faci pe nebun, e simulare. Dar dacă ești nebun și faci pe super nebun, cum a făcut-o Drăguțul ăla de ieri, e posibilă supra-simulare. Supra-simulare. Și ca să vedeți ce deștept sunt, vă spun, și că se cheamă în engleză factitious.
Fake. Cum? Faking. Faking, uh-huh. Ai dreptate că e și ăsta, dar e mai popular. Noi avem un... care e consacrat? Hmm? Unul consacrat? Ce spui? Consacrat? Da, consacrat. După ce o să ți-l spun, o să vezi, că știi și tu. Tate, noi nu că nu știm. Noi știm mai mult decât trebuie. Tate, chestia e să țintești. Chestiunea este că se cheamă mălingering. Mălingering. Vezi, să nu spui în românește ceva. Așa? Nu te bate pomnalul. Dacă tu spui un simulant, ceva popular ca un simulant, lasă că se arăteți. Mălingering. Asta e de utilitate clară, totuși, de engleză. Așa. Și încă n-am spus că aici sunt trei noțiuni legate, legate. Asta e lupta mea cu Alzheimer. Știu că sunt trei și nu mă las până la principal plecat. Deci este simulare mare. Supra-simulare, factitious, și a treia noțiune. Nu trebuie să o știți, dar o să o știți de acum încolo. Și care se cheamă disimulare. Nu confundați cu deci un bolnav poate să simuleze o boală. Dar noi toți putem avea tot felul de boli, nu să ne doară undeva, în dinte, nu știu ce. Și disimulăm. Adică sunt bine, sunt normal, merg, pot să conduc, nu știu ce. Dar nu spui. Din punctul ăsta de vedere, unii se lamentează. Istericele care îmbătrânesc se lamentă. Până atunci au sucit capul Bucureștiului. Dar când așa vrea Doamne, Doamne, să ne termine, noi nu ne lăsăm și ne băgăm în tot felul de afecțiuni. Am văzut că la Paris, istericele bătrâne, chiar le place să se interneze. Erau destule acolo, la Saint-Anne, unde am fost. Și eu căutam să văd schizofreni, simptome, boli, nu știu ce. Alea niște drăguțe, tot timpul umblau pe la păr, pe la... Eu nu știam. Și căutam parafrenia sau... la care m-a soțit, mi-a spus astea sunt drăguțele lui domn profesor. E cum asta? Da, se internează anual. Stau cu domn profesor, aici e frumos, e bun. În gândul meu, păi, dar noi avem alte criterii la București. Manageriale, nu ce. Deci v-am mai spus-o și pe asta, că isteria are două. Este partea de teatru care trebuie să... Nu cabotinismul copiilor. Acum apar din ce în ce 7 ani celebră. Aia ghiță la portiță, 3 ani ultra celebră și așa mai departe. Nu, nu. Nu au personalitatea destul de dezvoltată ca să
E până în 50. Până în 50 de ani. Deci el, dacă nu e un om de succes, el însuși caută să se lipească de un om de succes. Asta e secretul cuplului isterie paranoia. Deci voi la cine să vă gândiți? Păi la siriac. Luați-l pe siriac și ce vă mai trebuie vouă cu un activist? Nu vă mai lasă să faceți acțioterapie. N-aveți ce face cu bani. Deci până la 50. După 50 vă schimbă siriac. Are mașini multe. Vrea una așa și așa. Și tot le schimbă așa. Dar vine, va veni gelozia siriacii. Atent să vedem. Ei, dacă totuși stai din milă, din multe considerente, atunci trebuie să umbli cu ea pe la doctor. De la toate analizele până la toate remeneurile. Ultimul șantaj al acestor personaje este dacă vede că chiar că ești indiferent sau nu te impresionează destul sau ceva. Ultimul cântec nu e de la Eminescu, e o să mor înaintea ta. O să mor înainte. Tu trebuie să fii și aici din baci, să spui, stai că chestiile astea nu se stabilesc așa, trebuie ca contract. O să fie, o să fie. Așa că, domnilor, a trecut și ziua de azi, ia să vedem. Dacă domnul Rădescu mai vrea să ne spună ceva. Cum stai tu? Actele cu... Mamă, sunteți ca totală, ți-l zi, te salută. Da. Doar un pic am povestit de timpul mai de mult. Da. Asta o să vă zic de 4 ochi.